Bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii ZF Deschiderea de astăzi, 17 martie 2021, o ediție de colecție, putem spune, întrucât aseară Bursa de la București a atins maximul istoric. Discutăm despre acest lucru cu Radu Hanga, președinte al Bursei de Valori București. Domnule Hanga, bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Hanga, maxim istoric pentru indicele principal, BET 10.444 de puncte, a spart recordul precedent din vara anului 2007. Așadar, am intrat în ape necartografiate, ca să încerc așa și o metaforă. Pentru economia românească, dar și pentru Bursa de la București, ce înseamnă acest maxim pentru indicele principal BET? Cum s-ar traduce? Noi ne uităm la poza mare și... E un pas mic acesta, e sfârșitul unui efort de, până la urmă, început în 2009, când bursa a atins minimul la 1887 de puncte. De atunci am crescut de aproape 6 ori. Deci, practic, aceasta este performanța pe care trebuie să punem lumina acum. Este o performanță pe care am realizat-o pe parcursul a 11 ani, o creștere remarcabilă. Este rezultatul eforturilor pe care le-a făcut întreaga comunitate din jurul pieței de capital din România. Și aici mă refer la echipa de la Bursa de Valori București, mă refer la echipa de brokeri din jurul bursei care asigură interfața între noi și investitori. Și mă refer, sigur, la investitorii instituționali și de retail de pe piața locală. Este un semnal acesta că am depășit maximul pe care l-am atins la sfârșitul precedentului ciclu. Este un semnal cu privire la faptul că avem o bursă funcțională în România. Este un semnal cu privire la faptul că investitorii au aici o alternativă prin care pot să-și valorifice mai bine resursele de care dețin. Și lucrul acesta este cu atât mai vizibil cu cât în intervalul acesta de peste 10 ani dobânzile au scăzut semnificativ. Practic, noi ne uităm la o bursă, dacă ne uităm la indicele principal BET despre care vorbim, care a crescut doar în anul acesta cu peste 10%, care a crescut în ultimele 12 luni cu peste 50% și raportăm această performanță la dobânzi bancare în zona de 1%, 2%. Practic, aceasta este atractivitatea pe care o prezintă în momentul acesta Bursa de Valori București. Iar pentru noi, lucrul acesta este important pentru că se traduce în atractivitate pentru companiile românești care utilizează bursa ca și platformă de finanțare. Banii investitorilor care sunt investiți la bursă nu sunt investiți în Bursa de Valori București, sunt investiți în companiile românești care sunt beneficiarii ultimi ai capitalizării bursei. Am văzut și trei noi listări anul acesta, listări antreprenoriale. Vom ajunge să discutăm și despre aceste listări, dar vis-a-vis de acest maxim istoric pentru indicele principal BET, într-un mod ironic, pe 16 martie, la exact un an de când România intra în stare de urgență, știm foarte bine cum a reacționat atunci bursa, cum au reacționat investitorii, teama a fost prezentă, indicele principal se prăbușea atunci cu aproape 10%, recuperarea de atunci, de undeva de la 7.000 de puncte până la 10.800 de puncte în prezent, este semnificativ, așa cum a spus și noastră, aproape 50%. Vă gândeați atunci, în acele zile tulburi, că peste un an vom ajunge să discutăm despre un maxim istoric pentru bursă? Acum, politic, e foarte să spun. Realitatea e că toți am văzut contextul. Adică, în primul rând, ne uitam în momentul acela la semnalele pe care le primeam de la brokeri. Da? Și semnalele pe care le primeam erau extrem de pozitive. Adică, chiar în condițiile în care piața a scăzut, sau în special pentru că piața a scăzut, mesajele pe care le-am primit este că erau că tot mai mulți clienți vin, își deschid conturi la firmele de brokeraj, cumpără acțiuni și văd această scădere ca pe o oportunitate de a cumpăra acțiuni ieftin, de a intra în piață și nu ca pe o amenințare. Și evoluția din ultimul an ne confirmă faptul că cei care au investit pe parcursul lunilor acelora în faza inițială de criză, când și prețurile erau scăzute, au avut dreptate. Uitându-ne la nivel global, înțelegem și de ce s-a întâmplat asta. De fapt, vedem la nivel global, vedem la nivel local.
la nivel global, sigur, un val de lichiditate care a fost injectat de băncile centrale s-a reflectat în evoluția burselor peste tot în lume. Pe de altă parte, dacă ne uităm la nivel local, vedem și aici aceeași evoluție. Și nu e o evoluție care să se rezume la 2020 sau la 2021 ca și ani. E o evoluție pe care am văzut-o în ultimii 5-6 ani, perioada în care depozitele la bănci au crescut cu peste 10% rata anuală. În momentul acesta sunt cred că undeva la 420 de miliarde de lei depozite la bănci, dintre care 260 de miliarde peste sunt depozite ale clienților persoane fizice români. Deci sume semnificative s-au acumulat în ultimii ani și în economia românească. Și practic acest cumul de factori, prețuri scăzute la bursă împreună cu sumele semnificative disponibile în contextul unor dobânzi scăzute, au dus sigur la o cerere, o creștere a interesului față de investițiile în acțiuni listate. Dacă ne uităm și pe statistici, vedem undeva la 12.000 de conturi de tranzacționare deschise pe parcursul anului 2020, anul pandemiei. Două runde de finanțare Fidelis din partea statului român, 4,7 miliarde de lei, ceea ce evident a atras mai mulți investitori la bursă. În prezent, în desfășurare, o nouă rundă de finanțare Fidelis. Ce urmează pentru piața de capital din perspectiva operatorului? Și mă gândesc aici, întrucât am avut recent invitat în emisiune un broker de la Goldring, Antonio Roian, spunea că această efervescență a companiilor antreprenoriale din ultima perioadă ar putea fi reprezentată printr-un indice bursier propriu. V-ați gândit cumva la un astfel de indice? Ca să încep cu sfârșitul, am primit mesajele acestea din multe zone interesate de investițiile în piața de capital și sigur ne uităm. Ce vrem să creăm noi este un indice care să fie investibil, adică să cuprindă suficient de multe companii, suficient de mari pentru a putea fi folosite ca și benchmark sau chiar ca și suport pentru construcția unor portofolii de investiții, chiar și în zona investitorilor instituționale, administratorilor de fonduri locale. Deci ne uităm, este un proiect al nostru și o să venim cu ceva pe tema aceasta, chiar dacă probabil va dura puțin, nu se va întâmpla peste noapte, pentru că vrem să se mai întâmple lucruri. Vrem să vedem în continuare companii noi că vin spre bursă pentru a avea o bază de selecție mai mare și mai semnificativă. Uitându-ne înainte, suntem extrem de constructivi. Cum a spus, avem deja 6 listări. Anul acesta, lăsând deoparte ceea ce face statul prin faptul că utilizează platforma bursei pentru a se finanța și pentru a atrage banii disponibili pe piața românească, avem deja 6 companii care s-au listat anul acesta, fie emițând obligațiuni, fie emițând acțiuni. Am avut 3 emisiuni de obligațiuni, 3 emisiuni de acțiuni. Mai avem în următoarele 2 săptămâni încă o companie care își va lista acțiunile, se va lista și o altă companie care va lista o emisiune de obligațiuni. Așa cum ați spus și cum am anunțat și noi, din ceea ce vedem, ne așteptăm ca minim 20 de emitenți noi să vină la bursă anul acesta, fie pe zona de acțiuni, fie pe zona de obligațiuni. Cred că este un record dacă ne uităm la istoria ultimilor 10-15 ani din punct de vedere a listărilor noi, ceea ce ne arată că bursa a devenit cu adevărat opțiune de finanțare pentru companiile locale antreprenoriale. În urmă, vorbind despre planurile noastre, acesta este cel mai important plan, poziționarea. Adică vrem să fim centrul ecosistemului de finanțare pentru companiile antreprenoriale românești. Vrem să fim alături de sectorul bancar, care sigur este acolo pentru a sprijini companiile cu credit. Vrem să fim pilonul cel mai important pe partea de finanțare cu capital pentru companiile românești. Lângă asta, te rog. Mai ales acum că vedem că mici investitori au putere financiară, dacă ne uităm și la obligațiunile emise de statul român, 5,3 miliarde de lei, dar și la lichiditate, pentru că am încheiat anul 2020 cu o lichiditate record la bursă. Și aici ne îndreptăm către următorul subiect, acea declarație unică, pentru că de foarte multe ori sunt și cititorii ai ziarului financiar care
trimit mail-uri cu privire la această declarație unică, ce să completeze, ce să depună. Știu că noastră ați afirmat de mai multe ori că sunt discuții pentru eliminarea declarației respective, reținerea la sursă. Ce feedback aveți aici? Cum mai sunt lucrurile? Lucrurile sunt în progres. Nu aș putea să vă dau un deadline, un termen limită pentru implementare. Suntem în discuție. Sigur, așa cum știți, reținerea la sursă în sine funcționează doar în condițiile în care vine la pachet cu o regândire a mecanismului de fiscalizare. Pentru că în momentul în care reții la sursă impozitul pe câștig, acel impozit se ia aferent fiecarei tranzacții, dispare posibilitatea de a-ți compensa câștigurile și pierderile pe parcursul unui an. Și ca urmare, pentru a păstra sistemul echitabil, trebuie să vină la pachet reținerea la sursă cu o reducere a nivelului de fiscalizare. Ceea ce nu afectează, schimbă de fapt mecanismul prin care este taxat câștigul și nu afectează veniturile realizate de bugetul de stat. Pentru noi, dincolo de componenta aceasta de venituri, sigur, contextul este probabil nu cel mai fericit pentru a discuta lucrurile acestea, pentru că, sigur, la nivel de guvern se întâmplă să trecem printr-o perioadă complicată, care ridică probleme din punct de vedere a deficitului bugetar, din punct de vedere a finanțării acestuia. Făcând un pas în spate, însă, și lăsând deoparte componenta de venituri, pentru noi, mesajul cel mai important este acela că bursa nu este neapărat importantă prin taxele pe care le generează în mod direct prin taxarea câștigurilor de capital. Bursa este importantă pentru că asigură suport pentru creștere, pentru dezvoltarea companiilor locale, companii locale care la rândul lor, pe măsură ce se dezvoltă, taxele pe care le plătesc au un impact mult mai semnificativ asupra bugetului de stat decât taxele percepute asupra câștigului de capital. Avem deja exemple la bursă de companii care au utilizat mecanismele bursei, s-au dezvoltat, au crescut, au contribuit la creșterea economică a României și în același timp sunt contributori semnificativi mult mai mari decât este Bursa de Valori București la bugetul de stat. Și mai avem un aspect, tot rămânând la această parte decizională și la unele măsuri din partea operatorului pieței de capital, contrapartea centrală. Cum sunt lucrurile aici? Cum arată proiectul în prezent, în această lună? Este un proces în derulare. Suntem în lucru la nivelul companiei, care e deja constituită contrapartea centrală împreună cu partenerii noștri externi CCNG din Italia. Ne așteptăm ca în jumătatea a doua acestui an să vedem depus dosarul de autorizare și într-un termen cât de rapid să vedem autorizarea contrapărții centrale. În paralel, sigur, în următoarele luni, în măsura în care o să fie clarificate toate aspectele legate de tehnologia din spatele funcționării contrapărții centrale, o să începem lucru pe partea tehnică la Bursa de Valori București pentru a implementa piața de instrumente financiare derivate, în prima fază derivatele, contractele futures pe acțiuni. Iar, sigur, același lucru se va întâmpla pe partea de energie. Marele plus pentru noi ca și piață este că prin acest proiect, pe de o parte, diversificăm oferta de produse disponibile investitorilor prin relansarea pieței de instrumente financiare derivate și apropierea de piața energetică prin intermediul OPCOM, care este de asemenea un pas foarte important pentru noi ca și piață. Iar estimativ ca și funcționabilitatea acestui proiect, cam ce orizont aveți? La sfârșitul anului trecut operațional piața de derivate în România. În regulă. Așa cum spuneam, indicele principal BET la maxim istoric. Domnule Hanca, dacă aveți un mesaj pentru cei care ne ascultă, în ideea că ce urmează de acum încolo, am avut această recuperare de 52%, dumneavoastră aveți o experiență îndelungată pentru piața de capital. Credeți că, de exemplu, peste 12 luni, în martie 2022, când ne vom întâlni, vom putea vorbi de undeva la
13.000 de puncte pentru indicele principale, 12.000 și un indice pentru companiile de pe aero? Eu cred că, mai ales de pe poziția mea, este foarte greu să fac estimări. Pe de altă parte, uitându-ne la toate experimentele pe care le-am făcut noi aici la Bursa de Valori București, concluzia este că pentru orice investitor, un comportament disciplinat pe termen lung aduce randamente pozitive. Și asta luând în calcul creșterile, luând în calcul scăderile, luând în calcul perioade cum sunt cele din 2008-2009, luând în calcul perioade de scădere cum a fost cea de la începutul anului trecut, disciplina și investirea constantă în acțiuni listate, într-un portofoliu cât de cât diversificat, este o soluție câștigătoare pe termen lung. Încheiem așadar într-o notă pozitivă. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea ZEFE, deschiderea de astăzi, 17 martie 2021. Am vorbit despre maximul istoric pe care Bursa de la București l-a atins aseară. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare, numai bine! Ai Alef News. Știu ce spun. Oamenii care stau cu legea în mână ne torturează pe noi. Agenții au urinat pe victime. Cine ne mai salvează? Știu ce te interesează. Peste două săptămâni, toată populația României se va putea programa la vaccin. Stai vaccinat. Nu văd și trebuie să facem toți asta. Știu cum să te fac curios. Râdem, glumim, manelim, plătim. Legea e complet idiotă. Shelly, ar fi trebuit să-ți ceri scuze. Shelly, nu e bine să o superi pe Irina. Știu cum să te emoționezi. Andrei, infectat cu HIV, se tratează singur de anul trecut, nu mai este primit la consultații. Am fost obligat să nu mai accesez investigațiile. Știu să conving. What? Liniște! Știu să câștig. O bătălie strânsă între voi. Din orice înfrângere înveți câte ceva. Știu, deci știi. Știu mai multe decât știam la început. Că se poate să construim un viitor frumos pe un trecut șubret. Primul pas spre victorie este să ai curajul să te arunci în luptă. Știu. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă!